cu punctele, Aliona. Gata. Am pregătit. Deci, în primul rând, aș vrea eliberarea implantelor, dacă există, și interferențele, ruperea acordurilor și curățarea energetică. Frica, emoțiile, am frica de a vorbi, de a mă realiza ca persoană, frica de neacceptare și multă furie, invidie, mă compar cu alții. Primul este atacul energetic prin privire după care nu pot veni în fire. Povestește un pic despre asta. A început până să intre Claudia, Aliona. Povestește-mi un pic despre deci, asta. Deci, a fost un conflict cu o doamnă, după care nu ne-am putut... Am avut o privire una la alta, așa, mă rog, aspră. După care, în momentul acela, am simțit un atac energetic. Am simțit entitatea în ochii ei. Și de la ea vine în formă de o energie foarte puternică că n-am putut să o rezist. Deci am blocat-o la nivelul capului. După ce am blocat-o la nivelul capului, peste câteva, nu știu, ceva timp, s-a început, ceva s-a întâmplat, s-a făcut așa. Deci la nivelul în cap s-a făcut așa. Deci asta parcă stânga s-a dus pe altă dimensiune, nu știu. Ai simțit un decalaj, nu? Da, o rupere, partea o... asta era a mea, partea asta eu nu putem conduce. Deci s-a făcut așa și energia aceea, eu nu știam ce e. N-am avut așa ceva experiență din așa. Și a început energia aceea să circule. Deci mâna, am avut traumă, fața. Deci dacă nu scotem în fiecare zi energia aceea câte puțin, puțin din mine, fața ne se duce pe parte. Așa, și ochii, față, nu vă pot... Când a fost asta, Aliona? A fost anul trecut, nu a fost acum. Deci eu în timpul ăsta zic că am spot să mă curăț singur. Am spot. Deci acum sunt în stare mai bine. Atunci avem milioane de gânduri pe față, aveam așa ceva pus și deasupra și bloc și aici. Deci și eram parcă între două... Care te strângeau, da? Da, deci asta e și aș vrea foarte mult să știu ce a fost atunci. Persoana asta este o persoană din anturajul tău sau de la da, muncă? Da, da, din anturajul eu tău? Tot timpul îi simțeam o privire dintr-o parte. Deci îi simt entitatea ei, eu nu știu, eu parcă îi văd entitatea ei dinăuntru. După ce am avut atacul ăsta, deci întâlnirea cu ea a început să iasă tot din mine. Deci toate programele, poate și a început să... Tot întunericul meu a început să iasă. Deci, când ai făcut prima sesiune, Aliona? Prima sesiune? Nu, cu noi. Dar tot anul trecut. Anul trecut, nu? Și asta a fost după, nu? A fost media după, da. După? La după... puțin timp? Da, peste ceva timp a fost. Iar tu după sesiune ai avut rezultate? Deci după sesiune eu am început să văd entități. La mine s-a deschis că eu mă uitam la oameni și vedeam umbrele, entități lângă oameni. Deci în momentul acela, chiar pentru mine tot era un lucru că entitatea stătea lângă om și a intrat brusc în mine. Și vorbea prin mine. Stai, ăsta e un alt caz. E vorba asta e alt caz, da. Asta e după sesiuni. Cum adică vorbea prin tine? Stai un pic. Păi energie. Ce se canalizai? Exprima? Da, da. Fără voia ta? Păi așa, și pentru mine tot a fost o... Și ceilalți? Eu am scos-o. Da? Și când am făcut sesiunea cu Tatiana și că am făcut înainte, după asta... Cu altcineva? Da, în limba rusă, fetele mi-au spus că am capacitățile și deci nu mă tem de entități. La mine am așa capacități, deci eu încă nu mă cunosc până la așa nivel.
Sunt vindicători și ele au venit să, mă, să se vindice, dar eu dacă nu cunosc partea asta a mea care poate Ei au vindeca... venit să se vindece în tine? Da, ca când să vindece, așa ceva. Ok. Eu am scos-o și m-am dus cătă de treabă. Ți-ai făcut treaba, da. Dar tu după sesiunea... La tine, metalic, scoate un pic. Da, o să fie o sesiune interesantă. Deci asta e cu doamna și... Tu după sesiunea pe care ai făcut-o cu noi, tu ai avut rezultate? Eu nu mai țin minte sesiunea noastră. Pentru mine asta e o întrebare tot. De ce eu atâtea sesiuni, care parte din mine nu-mi permite să mă ridic mai sus? Deci mă ține la un nivel. Nu mi-ai răspuns la întrebare. După sesiune ai avut rezultate? Nu. Niciunul? Nu s-a schimbat nimic? Deci se schimbă, eu mă simt bine în timp de o săptămână, două și atât. Și după aceea revine, da? După aceea și după aceea revine înapoi. Da. Deci e o problemă cu metabolizarea undeva. Ok. Ai făcut foarte mult. Știi că sesiunile întotdeauna trebuie să lași minim 3 luni între ele. Să știi asta pentru tine, să nu faci niciodată sesiune. Da, sesiunea. Eu așa și făceam. Eu fost foarte bine. Perioadă între mine. Bun. Deci, canalizări, iar după atacul ăsta cu doamna, ai mai canalizat așa, fără voia ta? Deci, entitățile eu le simțeam. Nu, zic, dacă a mai intrat în tine vreo entitate. Cred Bine. Că da. Cred că da, fiindcă ele se schimbau, vreau să le scot și nu puteam. Deci, eu nu știu. Și atunci, eu nu ce văd, este, și atunci... Da, mă înțeleg. Și atunci ce este diferit? Ce a fost, simți tu că a fost diferit între cum intrau înainte entitățile în tine și cum a intrat de această dată? De această dată nu deci a mai ieșit la fel. Deci asta în formă de energie puternică. Ok. Ca un canal, dați-vă zic așa, eu ca o durere, eu așa am simțit o durere enormă, deci nu vă pot răspunde. Nu știu, așa. Pentru că, ce vreau să înțeleg, poate că pe asta ai simțit-o diferită și ca cum ai simțit-o, da? Durerea asta și puterea asta pe care tu ai simțit-o ca o entitate puternică, nu? Asta îmi spui. Și faptul că n-ai putut să o scoți la fel de repede cum le-ai scos pe celelalte? Nu. Nu, ceva nu-mi permitea să... Dar avem, vă spun de ce... Am avut frică față de ea. În momentul acela am simțit frică. Uh-huh. Iar la celelalte nu, pe care le canalizai? Nu, pe cele le vedeam și nu... Nu, dar asta nu le vedeai, că îmi spuneai că le canalizai, deci... Deci nu știu dacă intrau în tine. Canalizarea nu înseamnă neapărat că intră în tine. Deci astea sunt lucruri care multe nu le cunosc, nu le înțeleg. Simțeai că intră în tine? Pentru că simți. Da, fiindcă data trecută, când v-am spus, eu am văzut în formă de umbră. Pe urmă i-am văzut fața, că era ce era, și pe urmă face așa brusc și simt și a început să simt vibrația în corp, nu cum se schimbă. Energia momentan se schimbă. Deci a început să iasă ca să răcnesc, să strig. Eu și la ochi, la nivelul ochiul s-a schimbat. Cu ochii au fost alții și nu înțelegeam ce se întâmplă. Să mă simți că se schimbă fața, da? Da, da. Mm-hmm. Da, e o canalizare, da. Bun, ok, asta am înțeles. Hai să vedem. Ce, ai vrut să mai spui ceva aici cu doamna, am înțeles? Mai trebuie să-mi spui ceva la punctul ăsta? Foarte aș vrea să cunosc dacă este vreo magie făcută ori la serviciu, ori la mine la acasă. Asta e tot. De ce? Nu știu, simt ceva? Ceva, da. Simt ceva. Vrăji, adică, da? Vrăji. Da, da, da. Vrăji, de când simți asta? Casă sau lucru? Vă spun de ce. De la acasă sunt chiar și pe insecte, prin anturaj, prin foarte multe insecte apărut în casă. Furnici, ploșniți. Asta nu era și data trecută? Da, de acasă și vă spun că ceva se întâmplă și nu-mi permit să ies din... Stau la un nivel și nu pot să ies. Ok. Ok. A doua
este lupta mea pentru supraviețuire de mică. Deci, de când m-am născut, am frică de a mă arăta lumii. Dacă mă arăt, simt că pot să mor. Ok. Și de ce o legi cu lupta pentru supraviețuire? Care este legătura? Fiindcă ca să supraviețuiesc, eu avem nevoie, chiar și în căsătorie am intrat, din faptul că avem o stare nu prea bună și pentru a supraviețui avem nevoie pe soțul meu ca să pot să exist. Și ca când i-am dat viața mea în mâinile lui. Mm-hmm. Deci simți că ai avea nevoie de altcineva ca să poți să existi? Da, da. Da, uite, asta este... Numai ce-ai spus acum este o cheie la problemele tale. Da, nevoia de cineva, de altcineva pentru a exista. Da, și asta vine din copilărie, nu idee cum. Și tot pentru că ce s-a întâmplat în copilărie? Faptul că, nu știu, tot iarăși din copilărie sunt atacată de foarte multe magii. Asta a fost făcut pentru familia mea și familia și mea toate au decedat, ne împar cu toate la asta, dar eu tot lupt. Și totuși, nevoia asta de altcineva pentru a fi, ce s-a întâmplat? Nu știi exact, nu? De ce ai crescut cu ea. Dar... Nu am locul meu, așa simțeam că eu nu am loc. Nu am loc. Trebuie pentru locul meu să lupt. Unde este locul meu? Acum 2 ani am făcut sesiunea Aliona și n-ai făcut-o cu Claudia, ai făcut-o cu Teo. A fost acum 2 ani de zile, mi-aduc, chiar am căutat, eram curioasă să văd, uite, ca să vezi, aveam și atunci părul la fel făcut, ceea ce este foarte rar. Bun, asta cu insectele mi-aduc aminte, mi-aduc aminte foarte bine de treaba asta. Bun, mi-ai spus că familia ta, asta nu mi-aduc aminte, nu știu dacă am discutat asta sau nu. Nu, nu. Familia ta, mi-ai spus că toată familia ta a decedat, nu mai pe nimeni? Da. Nu, am în vedere din părinți și din frate. Uh-huh. Au fost așa că s-au dus cam tragic așa. Pentru mine a fost tot timpul când dădeam întrebarea cum poate așa o familie frumoasă și să se ducă momental, brusc și eu. Și eu dacă nu lucram cu mine, am început la un moment dat să lucrez cu mine, nu știu, fiindcă eram și eu. Pentru că ai început să-ți pierzi din familie la începând cu ce vârstă? Când a început să decedeze familia? Da. 7 ani în urmă a decedat mama. Deci acum 7 ani? 7 ani în urmă a decedat mama, fratele, care au stat mama la pat, fratele de la băiat de treabă a ajuns la alcool și a ajuns la boschetar. Stai un pic, Aliona, fii atent. Eu cred că este, pentru că cu siguranță o să fie o sesiune foarte interesantă, pentru că au fost mai piedici. Eu când am intrat, mi s-a deconectat într-un microfon. Vreau să te concentrez pe întrebările mele. Mi-ai spus așa. De mică, din copilăria mea, eu am avut lupta asta de supraviețuire. Pentru că familia mea, am început să-mi pierd din familie. Dar familia ta, ai început să-ți pierzi din familia ta acum 7 ani, îmi spui. Deci nu înseamnă din copilărie. Înseamnă că n-am spus corect. Exact. Din copilărie am luptat pentru a supraviețui. Da. Dar la o perioadă de timp, asta a fost... Părinții mei, când a început să plece, asta a fost tatăl meu la vreo 17 ani în urmă. Deci tot așa, de la alcool. Mama cade la boală, la pat și iarăși am grijă eu de ea. Fratele meu ajunge boschetar și alcool și iarăși eu trebuie să am grijă. Și eu la un moment dat cad și spun singur mie, fă ceva, ori, alege. Și în momentul acela eu am început să lucrez cu mine, deci să caut răspunsul. Dar în copilărie,
tu ai amintiri cu tine din copilărie, având gânduri de genul ăsta, că ai nevoie de cineva cu tine mereu? Da. Da? Ți-aduce de părinți, aminte? De părinți, da. Dacă nu erau părinții, deci eu nu... Nu vedeam. Eu prin viață am mers prin întuneric, prin îmbâșbăitii. Eu nu vedeam ce vreau, nu știam, școală, nu aveam prieteni, eram închisă. Deci eram așa, aparte. Dacă mă apropiam de cineva, repede mă... Plecai de frică? Și plecam și ei mă îndepărtau. Am înțeles, ok. Bun. Hai să mergem mai departe. Mai ai vreun punct după numărul 4? Sau 3, nu știu la câte e la tine, cred că e 3 la tine. Deci mai este un punct. Am fost la o doamnă să fac o psihoterapie. Când a început să mă simt rău și să-mi scot emoțiile, că vedem că sunt emoții, deci și în momentul cel a început să lucreze corpul meu, deci singur, așa. Și la un moment dat a început să vomite, să iasă, să elibereze corpul. Doamna, în momentul cel, mi-a spus că asta e eliberare. Dar ce ai lucrat exact în moment? Despre ce vorbeați în momentul în care ai început să vomiți? Mai ții minte despre ce era vorba? Deci era un psihoterapie de grup. Uh-huh. Și care era tematica? Și tematica de... Eu să-mi iau puterea înapoi. Deci cui am dat-o? Să-mi iau să-mi revin. Mai ții minte care este titlul primei singurei tale sesiuni pe care ai făcut-o cu noi? Mai ții minte? Nu mai ții minte? Cum am pus-o titlul pe YouTube? Se numea nu, eu sunt, spun drept, nici nu l-am eu văzut. Sunt puterea mea. Nici n-ai văzut-o? Da. Eu am văzut puterea mea și atunci... Deci, la un moment dat când am avut puterea, și știți încă un lucru, că aveam putere și la un moment dat mi-am dat, dar ce să fac eu cu puterea mea? Păi tu nu trebuie să faci ceva cu ea, pentru că ești tu, nu este nimic de făcut. Puterea ta ești tu, adică... Deci mi-ai spus că tu ți-ai luat să revenim la momentul ăla când ai început să vomiți. Era vorba despre, da, despre a-ți lua puterea înapoi. De la cine sau de la ce anume? De la mine, de la toți care am dat-o, deci chiar și la doamnă, că i-am dat puterea, că nu m-am apărat. Aveam nevoie de apărare, dar am tăcut, și am, fiindcă m-am speriat și m-am închis, și am tăcut. Ah, ok. Ok, deci frica asta, da? Dar nu m-am... Ce e interesant, că nu m-am speriat anume de doamnă. Am dar înțeles, m-am speriat da. De entitatea dinăuntru. Ce am văzut eu... Nu, știu. Eu vorbesc de terapia de cuplu. Terapia dar de momentul cuplu. Acela eu... Am simțit ceva, a ieșit de mine și când a intrat altceva și erau alți ochi. Nu, am înțeles. Altă privire, la ochi. Te simți un pic confuză? Acum, da, o perioadă de timp, da. Nu mă regăsesc, nu mă găsesc pe mine. Bun. Vrei să intri? O să intri, nu? Dacă, Aliona, dacă... Da, am să încerc, dar, mă rog, simt, dar să spun. Da, asta este, stai un pic, asta este canalul tău, Aliona, da? De a simți. În hipnoză nu trebuie neapărat să vezi, da? Adică poți și să vezi, poți și să simți, poți și să auzi, fiecare are canalul lui preferat. Canalul lui mai dezvoltat, da? Să simți, eu înțeleg ce spui tu, dar când spui eu simți, nu este în hipnoză ezoterică, nu este o simplă simțire. Simțirea asta vine cu o informație după ea, da? Așa este, da? Tu când simți, ai și niște informații cu privire la ce simți, nu-i doar așa simt ceva în stomac, da? Da. Este mai mult decât asta. Și atunci nu trebuie neapărat să vezi și nu trebuie să te stresezi. Tu îmi spui exact ce-ți vine, ce simți, că simți, că vezi, pe mine nu mă interesează. Îmi spui informația care îți ajunge ție, da? Apoi, când te întreb ceva, trebuie să-mi dai răspunsuri rapide,
Da? Ca să nu intri mentalul, pentru că mentalul tău este puțin fragmentat acum. Răspunsurile trebuie să fie rapide și scurte. Da? Ok? Și dacă nu e nicio problemă, Claudia este aici, da? Oricum, chiar dacă o să lucrezi și cu Claudia și cu tine, indiferent cum este, cu amândouă. Da? Ok? Okay. Deci la punct am terminat, da? Da. Poți să-mi spui ceva? Da. Vreau să te întreb, Aliona, care a fost relația cu mama? Am înțeles cu tata, cu băutura în adolescență, dar așa cu mama, cum ai perceput-o tu în copilărie? Sau cumva de tine a fost bine? Rece. Aha. Rece. Bun. Haideți să începem. Eu am trăit mai mult cu bunii. Cu bunica? Bunicii? Mm-hmm. Bun. Așa vrei să... Așa stai cel mai confortabil, Aliona? Da, da? E bine. Da. O să facem 3 respirații, inspirăm și expirăm după Claudia, da? Când începe Claudia, începem și noi. Voi număra de sus în jos. Voi număra de la 5 la 1. Și în timp ce număr, tu te relaxezi profund. Mutați atenția pe respirația ta. Pe aerul ce intră și ies din plămânii tăi. Din acest moment, cu fiecare expirație, încep să elimini orice disconfort mental. Emoțional și fizic. Lăsând fiecare inspirație, 3, să te poarte mai profund
simțindu-ți corpul din ce în ce mai greu. Foarte greu. Ajungând acum în această stare 2 de relaxare profundă, în totală siguranță. Mai mult, Aliona. Mai departe. Atât de profund. Acum, Aliona, eu voi număra de la 1 la 3. Iar la 3 vom regresa timpul și spațiul și vom merge la momentul în care întâlnești privirea acelei doamne. La 3 ești acolo. 1, 2, 3. Spune-mi dacă este noapte sau zi. Este ziua. Este frig sau cald? Este cald. Este foarte cald sau călduț? Îmbrăcat în haine de vară. Adio. Adio. Da, e... Nu. Foarte bine. Spune-mi cu ce ești încălțată? Mă văd în pantofi negri. Vorbește la prezent. Am pantofi negri. Am pantofi negri. Au toc sau nu? Nu. Nu. Părul este prins sau desprins? Părul scurt. Bun, este desprins. Da. Nu, eu parcă se arată părul și prins și scurt. Nu știu nici, așa văd. Foarte bine. Ai cercei sau nu? Da, în cercei. Foarte bine. În jurul tău mai sunt și alte persoane? Multă lume, pe drum merge. Multă. Acum, observă-te din exterior. Alege o poziție față de tine și spune-mi unde te pui. Sus, dreapta. Dintr-o parte, din dreapta. Foarte bine. Și acum observă din dreapta momentul în care privirile tale și acelei doamne se întâlnesc. Și din dreapta, cum observi, observi mediul energetic. Spune-mi ce se întâmplă. Două furii. Două furii? Da. Și eu am furii și ea, deci... Uh-huh. Ce culoare are această furie? Roșii. Mm-hmm. Și ce se întâmplă? Se întâlnesc sau nu? Da. Și ce se întâmplă când se întâlnesc? Nu știu, văd parcă o luptă, așa îmi vine în gând, luptă. Mm-hmm. Ce se întâmplă după această luptă? Îmi vine, eu cedez. De ce? Mi-e frică. De ce sau de cine?
ce are înăuntru, nu știu. Bun. Acum, ți-e frică de ceea ce are înăuntru? Bun. Ce se întâmplă după ce cedezi? Observă energetic. Îmi vine, mă închid. Da? Mergi la câteva, avansând timpul până la un moment în care tu te simți rău la nivelul capului, observându-te din dreapta. Spune-mi ce se întâmplă din punct de vedere energetic. Nu știu, eu văd sloiuri pe față. Da? Adică gheață? Sloiuri de, nu, ca în formă de ceva greu, mască grea pe față. Această mască, atinge-o, spune-mi, este a ta sau nu? Nu sunt ale mele. Se duc dacă le-am atins. Dar tot parcă se atrag de fața mea, parcă ele se duc, dar au ceva, că o... În prezent, aceste măști mai există? Nu gândiți, spunem doar ce percepi. Eu simt o furnicături pe față. Bun, ok. Spune-le acestor furnicături, la trei, de fapt, aceste furnicături vor ieși și se vor pune în fața ta. 1, 2, 3. Cum arată? Nu văd. Cum le simți? Eu simt parcă iesă cu un șleif, așa, iesă de mine, în formă de energie. Da, foarte bine. Ai ieșit tot? Nu, ele sunt adânci. Bun, la trei vor ieși toate. 1, 2, 3. Întreabă, Ben, au ieșit? Au ieșit, da? Parcă da. Bun. Dar nu sunt convinsă, nu știu. Bun, au ieșit. Nu te îndoi. Chiar dacă n-au ieșit tot și a ieșit doar o parte, nicio problemă. Întreabă mental cum se numește. Îți vine un nume? Două litere, si. Să și, bun. Acum la trei, Aliona, lasă-mă să vorbesc cu si. Doar împrumuți vocea ta. 1, 2, 3. Bună! Cine ești? De unde vii? Scopul și durata vizitei. Îți este frică să vorbești? Sau nu te lasă Aliona să vorbești? Aliona, deconectează-te. Ce ai simțit? Ce vrei? Asta ai simțit? El, da, ceva, îmi spun ce vrei. Cum nu ai simțit această energie? Așa, o simțire că parcă vrea să iasă și eu îl țin. Vrea să vorbească și tu îl ții sau vrea să iasă și tu îl ții? Parcă, nu știu, așa simt că el vrea să iasă și eu îl țin în mine. Lasă-l să iasă. Lasă-mă la trei din nou cu el. 1, cu el ia ce-o fi. 2, 3. Bună. Acum poți vorbi.
Aliona, te las. Spune-mi cum te numești. Zâmbet, te numești? De unde ești? De pe Terra sau din altă parte? Poți vorbi. Nu-ți spun. De ce? Ți este frică să-mi spui? Este important atunci dacă nu vrei să-mi spui. Altfel mi-ai fi spus. Cum te numești? Știi cum te numești sau nu? Bun. Mulțumesc, lasă-mă cu Aliona. Deconectează-te, Aliona. Bun. Ce ai mai simțit de data asta? Nu știu, am impresia că eu sunt și nu-i dau voie. Bun, ok, foarte bine. Claudia, tu ce percepi aici? Ce ai perceput în timpul canalizării? O senzație de împotrivire a lui, de cumva de iritabilitate, de violență, dar reținută în același timp. Încerca să se manifeste și ceva îl trăgea înapoi. Parcă nu putea duce până la capăt imboldul, știi? Nu putea să se exprime. De ce nu putea să se exprime? Ceva din ea, exact cum a simțit ea. Știi, cumva pe de-o parte îi permitea, pe de-o parte îl trăgea înapoi. Vedeam numai grimase, numai senzații, numai tendințe, dar nu reușea să o ducă la capăt. Această entitate se va pune în fața Alionei, dacă nu este deja, și spunem, decodificându-i ADN-ul eteric, din ce specie sau rasă face parte. Insectoid. Așa îl văd eu, dar nu e singurul lucru pe care l-am perceput de când ai început. Spune-mi ce percep. Am mai perceput o energie foarte rea, demoniacă, și văzusem și eu același roșu când a spus ea, între ea și doamna. Draco sau? Exact, nu, Draco, da. Exact, dar o energie, știi, foarte, foarte rea. Și s-a creat acea energie roșie între ele două, foarte puternică. Și atunci am văzut niște lucruri vibrând, parcă ca o peritură de fier care se atrage. Exact, din zona corpului emoțional al Alionei. Atunci s-a creat ca un fel de flux dintr-o parte în cealaltă și atrăgea niște lucruri ca niște, așa le vedeam, ca niște permici, ca niște bastonașe, tot cu roșu. Cred că are de-a face cu furia ei din momentul ăla. Parcă creștea, se alimenta. Aici un pic, Claudia. Acest Draco era în Aliona deja? Nu. Nu. Dar este totuși ceva, era al celelalte persoane. Și s-a creat o sincronicitate, exact, ceva cu ea și cu entitatea asta care era în preajma ei, care este insectoid. Ok. Și are un aspect negricios, e ceva așa. Cine, parcă... Draco? Nu, insectoidul, un aspect keratinos, ceva foarte, un negru lucios. Parcă mai mult aduce cu un păianj decât cu un insectoid clasic, care am mai văzut. Ok. Ai mai perceput ceva? Foarte multe lucruri disparate de la început, din timpul inducției. Bun. Sentimente, emoții, foarte multe disparate. În prezent, decodifică prin ADN eteric partea subliminală a Alionei pentru a ne asigura că este ea și spunem cum o vezi. Ea este, ea e. Mi-a apărut imediat figura ei, așa cum o știm, material, într-un spațiu liber. Așa mi-apare, o am în fața ochilor. Privirea este sigură pe ea, nu arată tot tumultul ăsta pe care îl simțeam eu în corpul emoțional. Parcă n-ar fi conștientă de ce se întâmplă acolo foarte bine. Are o anumită conștiență, dar nu totală. Ea îmi prezintă o figură, în ochii ei sunt chiar sigur pe ei, pot să zic. Se uită cu deschidere spre mine. Câmpul ei general cum arată?
Nu e bine conturat. Este amplu, dar nu este foarte bine conturat. Nu are limitele tare bine percepute de ea, de către ea, mă refer. Mm-hmm. Parcă nu are prea mare grijă de contururile câmpului ei. Mm-hmm. Și tot din cauza asta văd ca o lipsă de conștiență perfectă, de prezență în ea însăși. Mm-hmm. Ok. Parcă mereu se concentrează pe fragmente. Iar m-a dus privirea acum la corpul emoțional cu bastonașele alea, care mie îmi sugerau când le vedeam ca fragmente de experiențe. Parcă nu era dus la capăt, de asta era plin acolo de lucruri foarte ușor de atras ca o pilitură, știi? Spre anumite, când venea un șuvoi, cum a venit acela roșu. Câte entități sunt în prezent conectate la câmpul alionei? Văd acest insectoid, mi-a apărut imediat acesta, dar iarăși mi apar lucrurile acelea din corpul emoțional, uh-huh, cumva ca o deschidere care o predispune și spre interferențe ocazionale. Okay. Cum a fost aceea cu... Uh-huh. Cu doamna, da? Doamna, exact. Uh-huh. Te simți grea, Claudia? Acum mă simt mai bine. Am avut foarte multe noduri în piept de care nu reușeam să le eliberez, dar am reușit acum. Dar da, simt greutatea în continuare. Dar e bine, mă simt bine eu. Există o cauză ezoterică a faptului că după fiecare sesiune de hipnoză, Aliona începe metabolizarea, dar ceva se întrerupe? Iar îmi aduce imaginea la corpul emoțional, la constituția ei ca tipar emoțional, de a crea mereu fragmente de experiențe. Asta îmi vine să-ți spun, asta mi-a venit acum. Parcă pleacă de la ea, de la inabilitatea asta complet conștientizată ale propriilor ei energii, propriilor abilități și de a merge în profunzime cu experiență, de a ajunge la capăt. Mi-ai spus abilitatea ei de a? De a-și conștientiza abilitățile ei proprii, energetice, câmpul ăsta, contururile astea pe care le văd exact în jurul ei, ceea ce îi creează o ușurință de a intra în contact cu mediul subtil, dar neconștientizarea suficientă o face să nu fie... Corect. Exact, să creeze granițele în mod corect între ea și restul. Da? Limitele. Bun, ok. Câte vieți a avut până în prezent Aliona pe Terra? Mi-a venit 43. Aș fi gândit că mult mai multe, dar așa mi-a venit să-ți spun. Ok, bun. Există o cauză ezoterică a fricei de a vorbi? Mi-a apărut imaginea ei acum de băiețel. E din altă zonă, cu părul foarte scurt tuns. Și cineva tot pune mâna la gură. E într-o familie în care nu e lăsat să se exprime, să-și dezvolte abilitățile. Și am o percepție acolo de interferență, care tocmai avea de-a face cu suprimarea abilităților ăstora a ei, energetice. Și parcă s-a transferat de acolo. Este o urmă, o consecință, un eco, care acum asta a rezultat aici, ca teamă de a se exprima. Frica de nu a fi acceptată. Ceva rece am simțit aici. Am, cred că, copilăria ei, ceva cu părinții. Neacceptarea, cumva, de către cei dragi din jur au implementat lucrul ăsta pentru mai târziu. Frica de a nu se realiza. Toate au cumva legătură, unele între ele. Aici mi-a venit să spun de supraviețuire. Ăsta era cuvântul care mi-a venit când ai zis realizare. Teama de a nu se descurca, de a nu supraviețui, are legătură cu aceasta de realizare. În câte vieți a avut această teamă de a nu supraviețui? Doi mi-a venit, două vieți. Două vieți? Da. Am percepția de experiențe disparate și în viețile astea. Parcă într-o parte experimentează ceva, în altele altceva. Dispar, iarăși apar ecourile astea
De la o viață la alta. Mă refer, nu văd ceva, știi, așa cu curgere firească de la o viață la alta. Mm-hmm. Parcă tot a sărit așa din... Bun. Experiență. Hai să mergem la primul moment în care Aliona vine pe Terra pentru prima dată ca parte subliminală. Cum o vezi? Am o percepție foarte ciudată. Parcă ar fi un paralelogram ca formă, energia ei în jurul ei. Parcă ar fi compusă din mai multe holograme, imagini, de astea care se întretaie. Nu e în sensul că e doar o figură, cum o vedem desenată. Se întretaie unele în altele. Parcă ar fi un soi de, să zicem, diamant, de la care, dar e energetic. Uh-huh. Și nu e prea adaptat. Nu văd să se adapteze la ceea ce e nevoie aici pe pământ. Parcă e foarte mult energetic, are legătură foarte mult în subtil, asta e percepția. Da. Și nu-i văd corpurile dezvoltate așa cum văd altădată la umani sau viitorii umani. La viitorii umani. Mergi până la momentul în care se formează corpurile energetice, mental, emoțional, sexual și spune-mi cum le vezi. Am percepția unei iarăși. Parcă s-ar fi anumite laturi din acel construct, îmi vine să zic, dar nu e un construct. Asta era o formă a ei. Este o formă... Mi-ai spus, așa văd spațiul în jurul ei, mi-ai spus, uh-huh, la un moment dat, da? Uh-huh. Observă dacă acela este un spațiu în jurul ei sau este ea cu acea formă. Ea. Este ea, ok, deci nu este un spațiu. Yeah. Bun, deci când se formează corpurile, cum le vezi? Au în ele particule din acea chestie pe care o văzusem inițial. Uh-huh. Deci nu arată ca un corp. Are și deja energie umană, de viitor uman, însă este foarte impregnat, îmi vine să zic, corpurile ei sunt foarte impregnate cu formele alea care țin de ea. Nu e ca și cum cineva din exterior le-ar pune. E pur și simplu un uman ușor diferit, o parte subliminală cumva ușor diferită. Ce îi creează? Care sunt consecințele acestor corpuri care arată? Îmi vine să zic abilități creative uriașe și în același timp limitări în sensul de... Le văd ca limitări în greutate în a le coagula într-un tot, în a strânge fructele experiențelor într-un mod, știi, care să o ajute aici pe pământ. Când, ca să facă un cumul al experiențelor. Parcă s-ar tot întâmpla în anumite zone ale corpului mental, în anumite zone ale celui emoțional, experiențele ei. Și iarăși mă duce acum imaginea la bastonașele alea de care le vedeam și la început. Bun, ok. Cum vezi corpul emoțional aici? La fel cu aceste bastonașe? Prima oară, nu? Nu. Care este cauza acestor bastonașe? De ce apar aceste bastonașe în prezent? Aici, în prezent, parcă au de-a face sau îngroșat datorită experiențelor răstora, difuze, separate, tăiate, parcă una de alta. Uh-huh. S-au îngroșat acele mici potențări care le vedeam la început, știi, acele care erau abilitățile ei proprii, aici chiar n-a reușit să le mai lege. Parcă le văd în continuare separate și sunt îngroșate pentru că așa le-a făcut experiențele, separate mereu. Aliona, tu ce percepi? Eu acum percep cum se eliberează corpul. Adică? Și s-a pornit autovindecare. Păi stai, că n-am făcut nimic încă. N-ai făcut nimic. N-am făcut nimic, dar el de-a lucrează. Bun, foarte bine. Claudia, rămânem pe aceeași linie spațiu-timp pe care erai. Hai să vedem de unde vine Aliona cu această formă. O zonă energetică, nematerială. Văd foarte multe forme asemănătoare ei, dar nu aceleași forme. Parcă au de-a face...
Parcă ar fi un element de comunicare, chestia asta, modul în care arată ei. Da. Parcă ar fi limba lor, îmi vine să zic, a acelei zone, acelui popor, acelei unde sunt ei. Prin aceste vibrații, prin aceste colțuri, aceste tipare, da, exact, da? Parcă ar emite vibrații și asta înseamnă comunicare între ei. Pur și simplu parcă ar face experiențe diverse, dar foarte mult tot trece prin fața ochilor lumini de diverse culori, forme de diverse feluri. Ce fel de experiențe fac? Am percepții de simțire, de toate emoții, de, dar parcă sunt foarte subtile, foarte suave, nu sunt deloc așa brute cum sunt aici. Percepția este la fel, să zicem asemănătoare, dar mult mai fine. În mod logic, într-o curgere normală, să zic, a energiei, cei de acolo care sunt evoluați, unde pot face pasul următor care își întrerupe experiența? În ce dimensiune, ca ce existență? Mi-apar mai multe imagini, parcă mai puțin densă decât Pământul. Vine să zic destul de multe cazuri, nu atât de dense precum Pământul, dar și pe Pământ. Însă am clar percepția de trepte intermediare. Nu direct pe Pământ, nu direct în uman, în formă umană. Dar? Deci asta e percepția. Prin trepte intermediare se face trecerea la forma umană. Nu direct uman. Da. Ca ce intermediar? Trec prin ce? Prin tot felul de împământări, adică aveam imagini de roci, pietre, zona florilor, zona animalelor. Deci vegetal, exact, da, animal. Exact, okay. Da, da. Ok, bun. Hai să vedem ce se întâmplă cu Aliona. De ce trecerea spre Pământ? De acolo, din acea dimensiune. Mergi la primul moment. Mi-a țâșnit în fața ochilor o rază, din ea, de curiozitate, de extindere, tendința de a se extinde într-un alt mod, dincolo de energia subtilă care era la acel moment. Asta am avut în fața ochilor, exact o rază. O doar ea are această rază de curiozitate? Nu. Spre Pământ? Nu, și alții. Câți vor alege direct umani? 5. Așa mi-a venit acum să zic. Parcă cumva sunt cei mai apropiați ca timp, luând aceeași decizie cu ea. Se întâmplă. Deci decizia asta o ia ea singură, da? Există vreo, să zic, interferență în decizia ei? Exterioară, nu mă refer neapărat la o entitate, poate fi energie, poate fi. Am o percepție, da, parcă de grabă, parcă din jurul lor chiar și la toți cinci, nu doar la ea, nu e ceva care se referă doar la ea. Am o percepție de ceva care îi grăbește, că parcă nu observă că ar putea să treacă prin multe alte trepte intermediare. Ceva ce îi grăbește, ce anume? Un segment al acelui spațiu. Parcă se mută împreună cu ei, parcă simt că nu mai e locul lor acolo, că nu-i mai slujește, nu le mai e benefic. Parcă nu are avea de-a face cu o ființă, ci cu niște trăsături caracteristice ale locului, care îi face să își dorească să schimbe. Și care este sincronicitatea între loc și ei, caracteristica locului și ei? Văd ca și cum s-ar stinge din acele lumini pe care le tot vedeam. Asta este ceea ce observ.
Hai să vedem cum se încarnează. Mergem în spațiu încarnare. Prima viață pe Terra. Unde o vezi și cum o vezi? Ceva asemănător cu ceea ce vedeam, pentru că am aceleași senzații și vizualizări de care seamănă cu ea, ca și câmp în jurul ei, însă am senzația unei adaptări greoaie, unei adaptări dificile. Ești în spațiu încarnare? Da. Da? De ce îmi spui adaptări dificile? La ce? La zona energetică umană, la corpurile astea care se modifică la ea, datorită modului ei, a structurii ei anterioare, de bază. Parcă ar trece prin niște chinuri ale adaptării, ale facerii, așa să zic. Cum îi vezi câmpul energetic la final? Total. Îmi apare din nou, așa cum îți spusesem, parcă toate acele abilități, acele frânturi de holograme sunt în ea și eu de le ce văd. Ce spui holograme? Ca să reduc, parcă ar fi ceea ce vedeam inițial, acea formă îmbinată în ea, acum sunt doar la nivel de esență, de potențial mai mult, știi? De asta zic că le văd în câmpurile ei. În spațiu încarnare, este singură sau acompaniată? Eu o văd singură. Haideți să mergem în spațiu reîncarnare pentru a doua viață. Aici am percepția unui ceva. Mai exact am auzit un râș, un râs în rânjet. Parcă rânjetul ar vrea să-mi arate că cineva a întâlnit-o. Ceva de felul ăsta, parcă bine să-ți spun. Acest cineva, acest rânjet, această entitate, se pune în fața ei, atinge-o, decodifică ADN-ul eteric. Mi-a apărut o coadă verde, deci reptiloid. În prezent se mai află cu ea? Nu. Cât timp a stat în spațiul ei? 3 vieți. Bun, ok. Cum îi vezi în spațiu pre-reîncarnare corpurile? Spațiul. Aici, în a doua viață? Vine să zic că le văd parcă ea în acea primă viață în care nu fusese interferată, parcă făcuse o treabă chiar bună. Pentru că le văd, nu așa cum le vedeam aici cu acele bastonașe, văd acele caracteristici ale ei, acele abilități, parcă mai coagulate decât, știi, mai coagulate. Parcă făcuse chiar o experiență benefică ei, având în vedere că a fost și prima. Parcă s-a orientat foarte mare, nu știu, implicare în experiența umană respectivă, ceea ce a ajutat foarte mult și la unificarea asta energetică. Bun. Însă totuși calitatea asta, parcă fiind o abilitate deosebită, a fost cumva mirosită datorită inocenței ei, datorită, știi, că era prima viață. Când spui o calitate deosebită, faci referire la ce? La aceste moduri diferite de a ceea ce văzusem, structura ei de bază. Structura, da? Da, care face legătura ușor cu mediul subtil, fiind așa. Revenim aici. Vreau să vii puțin în prezent, Claudia. În acest moment, îngheață spațiul și timpul, câte entități sunt prezente în spațiul Alionei? Mi-a părut iar acela insectoid, acel spate keratinos negru. Bun, una, da? Da. Hai să regresăm timpul, la câteva zile. Câte entități sunt prezente în spațiul Alionei? Tot acesta, mi apare. Bun, ok. A fost o verificare. Mi-ai spus că în spațiu pre-reîncarnare, din a doua viață, avem acel reptiloid, da? Dar că ea totuși făcuse o treabă destul de bună. Haideți să mergem la primul moment în trecut, regresăm, până când are loc această interferență. Care este cu reptiloidul? Care a fost cauza ezoterică? Percep o propunere, un soi de discuție subliminală între ei,
o propunere de a o susține, uh-huh, să-și crească și mai mult abilitățile pe care le percepea că le are deja și cumva pe fondul acestei inocențe a ei. Nu era familiarizată cu toate condițiile ezoterice aici pe Terra, uh-huh, și parcă simt că a fost chiar foarte, destul de ușor de atras în combinația asta cu el. Mi-ai spus că v-a stat 3 vieți cu ea, dacă nu mă înșel? Da. Bun, hai să mergem după plecarea acestei interferențe. Da. Cum o vezi pe Aliona după ce pleacă acest reptiloid, după ce nu mai este spațiu? Începe deja numai acea coagulare pe care deja începeam să o văd. Iarăși începe să facă disparări, uh-huh, în corpurile ei. Parcă acea abilitate care vedeam abilitate, adică acea construct interesant de la început, parcă acum îi devine dușman, îmi vine să zic. Parcă s-ar agăța experiențele tocmai de acele, în loc să le, știi, să le facă un tot, uh-huh, o predispune cumva la legături imediate, ușoare, cu mediul subtil, dar în același timp nu cu randament pentru ea însăși, ca ființă. În care dintre cele 43 de vieți a avut spațiul cel mai stabil? Mi-apar două imagini. Uh-huh. În acea primă viață. Da. Și mi-a apărut din nou imaginea ei aici, materială. În prezent? În prezent, exact. Dar cumva în trecutul foarte recent, îmi vine să zic. Cumva folosindu-și aceste abilități ale ei, chiar dacă încă există această separare, dar totuși reușește să facă față mai bine interferenței acestui insectoid. Parcă conștientizarea este mult mai bună decât în celelalte vieți. În prima viață și aici, asta vine să spun. Acum vom avansa timpul într-un viitor în care Aliona va avea corpurile foarte stabile. Suntem acolo. În altă viață? Da. Mă întreb sau aici? Nu, într-un viitor, oricare ar într-un fi. Într-un viitor, el, ok. Poate fi îndepărtat. Îmi apare o imagine a ei și percepția clară a corpurilor, a corpului emoțional vindecat. Uh-huh. Parcă asta ar fi o condiție de bază pentru ca să, uh-huh, poată începe să-și stăpânească, să-și gestioneze abilitățile ei energetice deosebite. Uh-huh. Și iar ca, nu știu dacă vrei să spun număr sau ceva, dar îmi venise o cifră, să știi. Da? 75. Ok, bun. Deconectează-te de acolo. Nu mai ții minte, pentru că e foarte multă informație, Claudia, dacă în prima viață, nu, în spațiu încarnare din prima viață, corpul emoțional îl vezi diferit față de celelalte corpuri energetice? Pentru când încă nu vine pe Terra, dar urmează. Nu diferit. Nu. Nu. Bun, ok. În care viață, în care dintre cele 43 de vieți, corpul emoțional începe acest dezechilibru puternic? Între ghilimele. A început, m-a dus din nou o imagine la cele 3 vieți cu reptiloidul, la început. Uh-huh. Dar iarăși, da, am percepția că ea a scăpat de el. Nu știu cum să zic. Da, da, da. Aia. Uh-huh. Adică ceva se întâmplă și la ea. Parcă dispararea asta în același timp îi conferă episoade, momente de conștientizare, uh-huh, foarte bună. Mm-hmm. Dar de acolo a început, de acolo e procesul ăsta să provoace daune din acele vieți. Acum vom lucra. Mergem în Aliona fizică. Tu ai perceput ceva? Nu, eu simt corp cum se echilibrează. Foarte bine. Mergem la câteva momente în acea primă viață în care Aliona urmează să ia contact cu acel reptiloid, încă nu a luat. Ia contact cu ea tu aici și spune-mi cum te percepe. E foarte deschisă. Da? Foarte deschisă, da, și parcă ar fi conștientă. Și asta mă duce cu gândul, n-am mai văzut asta. Cumva că ne-a simțit deja de acolo, parcă nici nu era nevoie să-i spunem, ea deja știa. Bun, lasă-o cu ea atunci.
Bună, eu sunt Carmen. Bună. Și vin din viitorul tău. Asta este replica mea preferată. Aliona, colega mea, atât colega mea cât și eu, îți spun Aliona ca să fie mie mai simplu, pentru că din viitorul tău te numește Aliona. Cum te numești aici? Ana. Cum? Ana. Ana, bună. Ana, atât eu cât și colega mea îți vom transfera niște informații pe care ți le voi prezenta, chiar dacă le vei avea. Această întâlnire cu reptiloidul, care urmează să se întâmple, îți va dezechilibra corpul emoțional. Chiar dacă tot tu vei reuși să scapi de această interferență 3 vieți mai târziu, corpul tău emoțional va fi puțin în pioneze, ca să zic așa. Ceea ce îți va crea dificultăți, ca să zic, în viitor, timp de mai multe vieți, dificultăți care, la un moment dat, tot în viitorul tău, într-un viitor mai îndepărtat din față de cel în care sunt eu, vei reuși să le echilibrezi așa cum trebuie. Însă, pentru a face acest lucru, vei avea nevoie de 80 de vieți umane, cel puțin. Acum, întrebarea mea este, vrei să schimbi această linie spațiotemporală a viitorului? Sau vrei să o lasă curgă, așa cum ea a curs până acum? Ana, ai luat o scurtătură. Eu am vrut să-ți propun o scurtătură. Vrei să faci o scurtătură, dar mi-am adus aminte că tu deja ai făcut o scurtătură. Iar până acum te-ai descurcat foarte bine. Având în vedere caracteristicile tale, te-ai descurcat extrem de bine. Însă, faptul că jocul dualității este străin pentru tine, urmează să faci un pas care nu este neapărat greșit, însă care îți poate dărma castelul tău de nisip. Hai să vedem cum ar fi fost, dacă ești de acord, cum ar fi fost viața, cum ar fi fost experiențele tale fără acest contact cu reptiloid. Observă acest portal care se deschide în fața ta și este o linie spațiotemporală în care tu nu vei întâlni niciodată acest reptiloid. Intră și spunem cum va fi viitorul tău ca Ana. Și după Ana. Complex. Deosebit. Îmi place ceea ce văd. Da? Dar nu pot să spun că urăsc și ceea ce... Nu, dar eu nu te-am întrebat dacă urăști. Dar o experiență. Exact, este o experiență. Mergi după 3 vieți. Cum vezi a 4-a viață? Sunt mult mai umană. Asta îți doreai? Asta este important pentru tine? Da, sunt mult mai bine împământată aici în ceea ce înseamnă umanitate. Înțeleg multe lucruri, mecanisme, parcă mult mai bine, pentru că le leg bine. E mai simplu, nu? Pare un pic mai simplu aici, nu? Bun, și dacă ai venit până în viitorul din care eu îți vorbesc, cum ai fi ca Aliona? Bine, fără tumult, acesta interior al ei. Al tău. Cu experiența, cu totul altfel integrată de până acum. Cum îți vezi corpul emoțional? Pe straturi îl văd. Dar straturile foarte bine conectate unul celălalt. E bine conturat și amplu. Îmi place ceea ce văd. Și acum dacă am merge într-un viitor mai îndepărtat, în a 80-a ta viață terestră? Văd pur și simplu adăugate straturi de experiențe. Dar de la același nivel de echilibru. Parcă e doar un alt nivel. Ce îți conferă aceste straturi de experiență? Experiență? Experiență, calități îmbunătățite, potențial dezvoltat. Foarte multe. Un update, da? Exact. Bun, aceasta este o linie spațiotemporală nouă. Îți place? Vrei să rămâi pe ea sau vrei să te întorci la cea veche?
Îți plăcea reptiloidul? Îmi plăcea, dar era tot o suită de experiențe, dar cred că m-am săturat de acest tip de experiențe. Sus, jos, sus, jos, stânga, dreapta. Uh-huh. Am avut. Ce crezi tu acum de la un alt nivel, ca să zic așa, dintr-un alt punct al conștientizării, a observației, că ți-a adus pozitiv acea interferență cu reptiloidul? Am început să văd cum e când nu mă gestionez cu adevărat. Când nu mă, încep să nu mă mai cunosc, încep să nu mă mai știu, să nu mă percep la întreaga mea totalitate. Parcă începeam să fiu fragmente. Bun. Această învățătură a fost o experiență, da? Tu, sigur, o poți păstra dacă dorești. O ai, ai avut-o, o poți, da, înregistra. Ce ți-a oferit în viața de, în viitor, în viața de Aliona, toate acele experiențe, toate acele interferențe? Aici s-au adăugat foarte multe în emoțional. Mm-hmm. Și deja a făcut lucrurile și mai complexe și mai greu de gestionat. Și totuși, începeam să înțeleg deja. Ce anume? Să înțeleg ceea ce pot face ca să încep să unesc toate piesele. Acum, având în fața ta citirea celor două linii spațiotemporale, care crezi că este cea mai benefică pentru tine, Aliona? Cea din care eu te contactez? Sau cea nouă? Indiferent, tu trebuie să-mi spui care este cea mai și bună. Și de ce ar trebui numai una? De ce n-ar fi amândouă? De ce trebuie să aleg? De ce trebuie să alegi? Ca să rămâi doar pe una. Nu. Eu înțeleg ce spui tu. Am înțeles acum. Tu informația o vei avea. Însă mă refer la linia spațiotemporală fizică care se va crea ca și rezultat al metabolizării, alegerii tale dintre cele două. Dar pot să-mi spui că cea inițială este mai pe placul tău. Dacă asta crezi. Observă rezultatul tău, update-ul tău, tu te vezi acum. Imaginează că aceste două linii spațiotemporale sunt ca două portaluri. Tu ești în fața acestor două portaluri. Și acum, la trei, două Aliona vor ieși, una dintr-un portal, în linia inițială și cea creată. Spune-mi, care update îți place mai mult? Cel creat îmi place. Cel creat, al doilea, da? Am avut destul în celălalt. La cel creat care îți place mai mult, consider că lipsește ceva din cel inițial? Nu, am integrat toată experiența. Dacă m-ai fi întrebat la început, ți-aș fi spus că lipsește sarea și piperul experiențelor ăstora contradictorii. Dar eu le am cu mine. Nu trebuie să le las acolo. Pot să le am cu mine, nu? Și în linia asta. Bun, exact. Pentru că dacă tu nu mai iei contact aici cu reptiloidul, nu înseamnă că din a doua ta viață până în a 43-a viață, tu nu vei mai avea experiențe. Interferențe, scuză-mă. Vei mai avea sau nu? Experiență sau interferență e același lucru, dar... Voi avea multe experiențe, vor fi și aici tumultoase, dar sunt de la un alt nivel, de la un alt nivel de conștientizare a mea însă. Uh-huh. Ok. Bun. Acum, anulăm tot ce am făcut și ne întoarcem în momentul în care noi am luat contact cu tine, Aliona. Spațiul și timpul este blocat. Având toate aceste informații, mă mai asigur încă o dată că tu vrei să schimbi linia spațiotemporală inițial. Asta ar însemna ca contactul tău cu reptiloidul să nu mai existe. Acum, dăm drumul la spațiul timp și spune ce vei face. Ce se va întâmpla, scuze. Acum? Ce se întâmplă acum? Eu, Aliona? Ana. Sau Ana? Ana.
Acolo unde noi am luat contact cu tine, tu fiind Ana, a fost cu câteva momente înainte ca tu să iei contact cu reptiloidul. Spune sunt ce tot eu, dar acum știu toate lucrurile astea. Sunt la vei fel mai lua contact? De... Vei mai lua contact cu el? Nu. Nu. Vreau să am experiență, dar nu cu el. Ok. Bine, mulțumesc și lasă-mă, Claudia. Claudia, deconectează-te. Se zăpăcise. Am văzut, da? De ce? Eram prea mult într-o parte în alta și acum era înapoi la Leona, aici, în zona... Ok, bun. Am văzut că asta destul de mult în prezentul ăsta, în viitorul ăsta. Bun. Hai să vedem cu aceste noi alegeri, noi condiții subliminale, cum este prezentul al Ionei, prezentul nostru, în prezentul nostru. Este schimbat. Este. Bun. Corpul emoțional, cum îl vezi? Coagulat. Frumos. Așa cum vedeam, știi? În straturi armonioase. Nu mai văd piese disparate. Mentalul? La fel. Sexual. Văd un flux. Și la fel și sexual. Un flux normal. Aici supraviețuirea aceea mi-a apărut din nou, dar văd o împământare acum. Nu mai văd tăiat, știi, secționat. Ce entități sunt în prezent în spațiul ei? Nu mai văd acel insectoid. E doar o umbră, o urmă, să-i spun. Mai vedeam o urmă, dar este la distanță de ea. De ce mai vezi această urmă? Care este cauza? E ceva cu corpul emoțional. Încă? Încă. Parcă urme, parcă ceva ecouri în corpul emoțional. Ceva, îmi vine, știi cum să zic, parcă simt o tristețe acolo. Nu e ceva, o tristețe pur și simplu. Parcă nu a înglobat încă bine toate experiențele acestei vieți. Parcă urmează o integrare, o metabolizare mai lentă. Care este cauza ezoterică a acestei tristeți? Nu mi-apare ceva vizibil, însă imediat mi-a arătat, am avut imaginea corpului de sentimente, de senzații neplăcute încastrate acolo. Parcă nu le-a curățat încă, parcă sunt acolo sedimentate. Bun. Când îmi spui sedimentat, mi-aduc aminte ce mi-ai spus de două ori, în straturi. Această vizualizare pe care o ai tu a corpului emoțional în straturi, este un corp, este ceva ce vezi tu de obicei? Este un corp emoțional normal, în straturi? Poate fi și normal atunci când vedeam, când m-ai dus în linia aceea, dar acum, fix în momentul ăsta, la ceea ce ți-am spus, nu ține de normalitate, ci de încastrări, știi, neplăcute, care nu sunt vindecate, nu sunt, sunt acolo, secherizate, nu știu cum să le zic. Deci nu sunt eliberate, nu sunt. Nu sunt eliberate, exact. Ce nu dă voie din eliberarea acestor ecouri, acestor emoții? Încă neintegrarea perfectă a corpului emoțional cu ceea ce îți spuneam eu, știi? Parcă ar fi un proces care urmează, dar încă nu e complet metabolizat. Ia contact cu Aliona subliminală. Cum o percepi? Caldă. Îmi vine să zic. S-a apropiat imediat. Întreabă pe Aliona. Facem canalizare indirectă. Ce și-ar dori să experimenteze ca și emoție în prezent? Mi-a venit să mi-a spus să-ți spun siguranța de sine. Siguranța de completă, sine. Completă, care include tot. Aici. Încredere. Exact, siguranță, încredere, senzația de totalitate a ei cu ea însăși. În supraviețuire, în relații, în cum se exprimă la cei din jur, o siguranță. Exact asta. Siguranță. Bun. Acum Aliona își va deschide un portal, acest portal imens,
este un portal de creație. Este atât de mare, de puternic. În el, când va intra, va avea vieți multiple, terestre, în dualitate, atât în dualitate, iar energia generală va fi cea a siguranței de sine, înțelegere, iubire, siguranța în totalitate. De câte vieți are nevoie Aliona pentru a învăța această siguranță? 6. Să intre la 5 va termina. 1, 2, 3, 4, 5. Cum o vezi? S-a dus chestia aia. O văd ușurată. Pur și simplu i-a dispărut acea încastrare. Cum îi vezi acum corpul emoțional? Armonios. Mai nu vezi mai văd acele. Nu. Cum vezi trecerea între corpul mental, emoțional, sexual, curgere energie? Fluid, normal. Ca o înlănțuire de la unul la alt. Toate într-un fel de vals așa. Normal. Mai există în prezent, în Aliona, ecouri sau condiții subliminale limitante lăsate de copilăria ei? Vine să zic că da. Se vor colora toate în verde. Sunt ale ei? Da. Da. Dorește să le păstreze? Nu. Un nu clar, a spus. Să le extragă în exteriorul ei, le extras pe toate, să deschidă un portal și să arunce în portal, apoi să-l închidă. Le-a extras și le-a aruncat pentru că schimbând linia spațiotemporală, metafizică, acestea sunt lucruri din fizicitate care au rămas. Spune-mi dacă mai există în prezent ecouri din acea viață în care era băiețel și nu avea voie să exprime. Nu. Vedeam o mână pe gură, la fel din viața lui de băiețel, și apoi imediat vedeam pe Aliona, care dădea mâna jos și se exprima. Nu. Nu mai sunt ecouri. Aliona, tu cum te simți fizică? Foarte, foarte bine. Și ce încălzești simți? Corp. Ai perceput ceva? Nu. Această încălzire a corpului, de unde a pornit? De unde a început? De jos, de la mijloc, de la burtă. Și acum urcă? Sau a urcat? Da, se eliberează sus, pe jos, dar aia are încă. Acum atât Aliona metafizică, energetică, Claudia, cât și Aliona fizică. Observați această energie, după această curățare, toată această energie nu mai curge. Se adună în centrul ființei voastre. Observați cum crește. Observă cum crește. Se adună și crește această căldură, această energie. Crește mai mult Aliona. Din ce în ce mai mult, ți-a cuprins acum tot corpul și continuă să crească. Depășește conturul corpului și crește. Crește. Observă cum umple toată camera, toată casa, calculatorul, liniile telefonice și merge până în arborele genealogic. Pentru că schimbarea ta schimbă orice persoană ce este strâns legată de tine. Foarte bine. Cum te simți, Aliona? Bine. Claudia, tu ce ai vizualizat? Extindere, expandare, vine să zic. Împreună cu această energie, parcă toată ființa ei se expanda într-o stare de liniște. Bun. Mai vezi acea, cu aceste noi condiții, în viitorul apropiat, mai vezi acea confuzie a ei?
Nu. 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 Spune-mi dacă în viitor o mai vezi cu frica de a vorbi. Nu. Iar mi-a venit imaginea ei. Mâinile, știi, dând la o parte de pe gură. Neacceptare? Nu. Frică? Nu. Mai vezi entități în viitor, în spațiul ei? Acum mi-a apărut parcă, dar asta are legătură cu abilitățile ei, parcă da. Există o, știi, poate ea să le perceapă. Asta mi-a apărut. Ea le percepe, ok. Dar intră în spațiul ei, nu. În interferență, nu. Ok. Nu văd asta. Vreau să te mai întreb ceva și am uitat. Claudia, în prezent, dacă te conectezi la sunetul pe care îl auzi în fizic, auzi ceva ciudat? Da. Există o cauză ezoterică a acestui sunet? Mi-a venit să-ți spun, adică am simțit abilitatea asta a ei, deschiderea asta energetică a ei, care bun. Creează deschiderea asta și în sunet. Spune-mi dacă în viitor, din acest moment, în acest moment, cu toate schimbările, ea este capabilă să gestioneze această deschidere a ei? Da. Și în viitor la fel? În viitor, da. Văd că e capabilă. Mm-hmm. Să o gestioneze, da. Există vreo legătură între capacitatea ei și vindecarea entităților? Nu percep asta. Nu vine nimic aici să zic că da. Nu. Parcă ar fi liniște. Parcă... Nu îți vine nimic, nu. Da? Mm-mm. Această capacitate a ei de a se conecta... Mi-ai spus că de a se conecta cu mediul subtil, da? Mai exact ce anume face ea? Mai exact, mi-a părut și mai înainte. Parcă ar vedea și ar percepe ușor. Aveam umbre în fața ochilor. Mm-hmm. Eu. Știi, acum în mediul ăsta pe care probabil nu le-aș avea în mod normal, însă ea, da, ea le poate avea, aceste percepții. Cum o poate ajuta pe ea în viitor? Cum o pot ajuta aceste capacități? Cumva să informeze oamenii, să-i ajute în acest mod, cumva informându-i, ajutându-i să înțeleagă. Că au lângă ei ceva care nu le e benefic, care nu le folosește. Parcă cumva cu asta are legătură vindecarea, nu a entității în sine, ci a persoanei care este afectată de entitatea respectivă. Mm-hmm. Ok. Ai ajuta cu acordul lor, da? Da, normal. Mm-hmm. Ok. Aliona fizică, mai ai vreo întrebare înainte să închidem? Vrei să mai verificăm ceva? Aliona? Nu mă gândesc. Ah, cred okay. că nu. Cred că nu. Bun. Acum, Aliona, ca să fii sigură dacă gândirea ta este așa sau nu, observă-te în viitor. Spune-mi, cum te vezi? Observă-te mergând. Spune-mi, cum te vezi îmbrăcat? Și-mi vine rochie alb. Da? Cum ești încălțată? Ceva alb, tot, ghete alb. Da. Cum îți este părul? Lung, deschis la culoare. Da. E singură sau e în jurul tău persoană? Singură. Da, singură între oameni. Deci sunt oameni. Cum te simți între oameni, Aliona? Nu știu, siguranță, voioasă. Da, ok. Spune-mi dacă mersul tău este un mers cu încredere sau fără? Da, este cu încredere, da. Spune-mi dacă ți este frică să vorbești. Nu, sunt bine. Spune-mi cum îți vezi casa, dacă mai simți ceva în casa ta. Sau la lucru. Nu știu, parcă este încrederea de mine, nu mai este ceea ce am avut. Bun, ok. Ok. Bun. Acum,
Deconectează-te, Claudia. Acum eu voi număra de la 1 la 3, iar la 3 veți deschide ochii în prezent. 1. Te deconectezi de tot, de toți și de la toate, chiar acum. 2. Revii total în corpul tău, pe care începi să-l simți mai lejer și din ce în ce mai puternic. Simți cum îl poți mișca cu ușurință. Foarte bine. Începi să te simți din ce în ce mai lejeră și din ce în ce mai bine. Foarte bine. Și 3. Poți deschide ochii. Vezi ce obrăjori ai, Aliona? Da, s-am fierbântat corpul tot. Aveai niște... Ai, de fapt, aveai și ai niște obrăjori roșii. Da. Cum da. Ți s-a părut? Foarte frumos. Da? Da. Nu te așteptai la asta, nu? Dacă îmi spui foarte frumos, e că nu te așteptai frumos. La asta. Frumos. De ce mi-ai spus că, din care, nu știu dacă mai ții minte, din care moment ai simțit că corpul tău începe să se elibereze? Eu am o idee, dar vreau să-mi spui tu, dacă mai ții minte. Nu știu, mie că mi-a venit când a început să ați început să lucrați, deci ori sau eu am început a lucra, de momentul ăsta, momental a început să se pornească energie. Am început să lucrăm târziori. A conștientizat. Ți-aduce aminte dacă este cumva din momentul în care noi ne-am dus să vedem ce-ai fost înainte să vii pe Terra? Nu ți-aduce aminte, nu? Pentru că noi nu începusem să facem nimic, eram în investigații. Abia acum, 15 minute, am început să lucrăm. E ok, vreau să știu dacă... Mă așteptam să spui că nu mai ții minte, că e normal. Că în momentul în care ai simțit că se întâmplă ceva în corpul tău, te-ai concentrat pe asta, ceea ce e ok. Vreau doar să știu dacă îți mai aduce aminte, dar e normal. Bun, cum te-ai văzut în viitor? Ți-a plăcut? Luminoasă. Asta și contează, că e luminoasă. Ai văzut capacitățile astea ale tale, au ieșit și în sesiune, nu mai știu ce ai ieșit la prima ta sesiune, pentru că a fost acum 2 ani, dar capacitățile astea, vezi, le-a văzut și Claudia în hipnoză, au reieșit și ai văzut cum te ajută pe tine, de fapt, nu că, bine, astea sunt informațiile pe care le avem noi, dar cel mai bine tu iei ceea ce rezonează cu tine, da? Nu neapărat că tu vindeci o entitate, nu avem cum să vindecăm pe cineva care nu vrea sau nu cere asta, cum și ceilalți. Cum a zis Claudia, ei poate informa pe ceilalți. Dacă ceilalți, nu poți să te duci acum la oricine pe stradă să spui, vezi că ai un drac pe tine, nu? Dau un exemplu. O să fii percepută ciudat. Foarte tare aș vrea să le cunosc mai aproape abilitățile care dar le am. Cunoști deja. Păi Aliona. Da, le cunosc, dar să le pot folosi, ori nici nu știu cum să spun. Nu, tu le foloseai și înainte, singura problemă era nu că nu le aveai sau că nu le foloseai, era că nu erau niște limite clare în abilitățile tale. Adică trebuia să fii stăpân în energetic pe ele ca să nu aibă loc vreo interferență, ca să zic așa. Asta ai înțeles? Da, da. Deci abilitățile tale tu nu că nu le cunoști, ele sunt și le cunoști. Conectarea ta ușoară la mediul subtil. Despre asta era vorba. Da, asta eu știu, dar... Dar? Aș vrea să las timpul să-și facă... Exact. Da, bineînțeles. Exact, că să iasă tot, să mă conștientizez bine și atunci o să vă răspund. Exact. Spune-mi dacă vrei să publici, Aliona. Da, bineînțeles, dacă vor folosi la cuiva un ajutor sau să conștientizeze și alții puterile lor, da. Cu fața acoperită sau descoperită? Nu, nu. Nu e nevoie de acoperit față.
Wow, cineva curajos. Nu degeaba. Bun, atunci doar ca să închide o înregistrare, îi mulțumim Alionei pentru că a decis să publice această sesiune și cu dumneavoastră, sesiune personală. Sper să vă fie de folos, a fost o sesiune foarte frumoasă. Lăsați comentarii cu părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu, îi mulțumim și Claudiei, îi mulțumesc și Claudiei pentru că mult drag. A fost lanterna în întunericul nostru, a meu mai mult, și vă așteptăm și data viitoare. La revedere! Mulțumim, fetelor! La revedere!